câteva subiecte, sunt convins că și dumneavoastră aveți întrebări. Și am să vă spun vis-a-vis de câteva subiecte care s-au întâmplat la nivel național. Avem codul administrativ care a trecut pe Senat, unde avem indemnizații pentru primari, cât de cât decent. Unele spun pensii speciale, e total inexact pentru că în lege se discută de indemnizații, nu sunt așa de mari, dar totuși după o muncă de 3, 4, 5 mandate, oamenii ăștia meritau să aibă și o pensie decentă. În codul ăsta, știți foarte bine, așa cum v-am informat, prefectul devine secretar de stat, putând avea funcții politice, subprefectul subsecretar de stat, celelalte instituții deconcentrate subsecretar de stat. Aici, ca o paranteză, eu am susținut tot timpul că sunt foarte multe, ținând cont și de ceea ce noi am promovat în programul de guvernare, descentralizarea, ca foarte multe deconcentrate, cum le numim noi, să treacă la Consiliul Județean. Și vă dau exemplu care l-am dat tot timpul. Direcția de ape a apelor române de la Giurgiu ar trebui să fie la Consiliul Județean cu siguranță. Atunci când vin inundațiile, cei care răspund de inundații, de diminuarea efectului și de reparațiile de după aceste tragedii, prefect, primar, președinte Consiliului Județean împreună cu ISU, ei gestionează și ei duc la capăt lucrurile astea și atunci nu prea are legătură cu centralizarea asta de la București. Da. Cred că ușor, ușor vom trece și la debirocratizarea asta și în a veni la județe, ceea ce folosește județele. Am mai avut codul de procedură penală care a trecut de Senat, acum a trecut ieri, alalte și de Camera Deputaților, care a născut controverse. Considerăm că este un cod de procedură echitabil și normal. Foarte mulți au spus că a fost pe repede înainte și ați auzit comentarii la unele posturi de televiziune. Vreau să vă spun că el e de un an de zile în dezbatere publică. Acest cod de procedură penal de un an de zile îl avem în dezbatere publică și era normal să treacă prin cele două camere. Nu știu dacă e un cod perfect, pentru că nu sunt un jurist așa de bun încât să-l analizez, dar ceea ce știu de la colegii mei e că aveam peste 100 de hotărâri ale Curții Constituționale care trebuiau transpuse în codul de procedură și care au fost transpuse în codul de procedură. De asemenea, aveam o directivă a Uniunii Europene care obligatoriu trebuia transpusă, altfel plăteam o sumă destul de mare, cred că 100.000 de euro pe zi, dacă nu treceam și acea directivă vis-a-vis de era acolo, mi se pare că cea europeană a fost vis-a-vis de nu știu, nu-mi amintesc imediat cu ce era directiva europeană. El a fost analizat, acolo ați văzut foarte bine că de fapt se referă la suspiciuni și acum trebuiesc indicii temeinice. Prezumția de nevinovăție de care ești și aici era transpunerea europeană, de care beneficiezi până la o condamnare definitivă, așa cum e normal. Am văzut că presa s-a supărat un pic pentru că nu mai pot ieși date din dosar, în dosarul în cercetare și mi se pare normal asta, pentru că toate datele astea publicate poate să influențeze mersul, decursul bun al procesului sau al cercetării penale în faza de parchet. Sunt supărări care, până la urmă, cred că toți oamenii trebuie să înțeleagă că înainte de a ne dori un stat polițienesc, ne dorim un stat de dezvoltare și un stat în care cetățeanul să primeze drepturile și libertățile cetățeanului trebuie să primeze în fața oricăror opreliști și oricăror excese ale unor instituții ale statului.
pentru că nu m-am văzut cu dumneavoastră, vreau și prin interviul dumneavoastră să le mulțumesc tuturor care, apropo de meeting, care au participat la meeting și foarte mult au fost și din presa locală și Giurgiu, așa cum știți, cu toate că noi, domnul președinte Mina își luase un angajament de 10.000, mi se pare, au fost undeva la 11.800, dacă nu mă înșel, și trebuie să le mulțumesc primarilor și tuturor implicați în această acțiune, mai ales președintelui care, Mina, care el s-a ocupat, știți foarte bine, a organizat această acțiune. Deci Giurgiu și la acest meeting a arătat că totuși este un județ puntaș și un județ care își respectă promisiunile, atât administrative cât și politice. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. În legătură cu, a fost ieri domnul organizatul conferință presă, domnul primar din Obrezei. Și v-am mulțumit că l-ați invitat la o ședință a comisiei care să-și expune și punctul de vedere din Camera Deputaților, dar a fost amânat decizia, avizul de la comisie, deci nu poate intra în dezbatere legea în Camera Deputaților. Ce ne puteți spune despre asta? Să vă dau o explicație. Legea a trecut de Senat, la Senat a avut aviz negativ din partea Guvernului, ceea ce pe mine m-a surprins, aviz negativ din partea Comisiei Administrativ, această lege. Eu am ieșit la tribuna Senatului, că știți că au fost discuții, și le-am explicat foarte clar ce vreau acolo și ceea ce se întâmplă și cum este. Și colegii mei senatori, și PSD, și liberali, și UDMR, mai puțin alte, cred, sau nu știu și acolo, chiar nu vreau să mai creez o dispută, au votat-o și a trecut de Senat. Lege organică. Cu două, trei. Adică foarte greu trece o lege organică în Senat, să știți că Senatul e mai strâns un pic și două, trei se realizezi în Senat, nu e așa de simplu. La Camera Deputaților, ea este la Comisia de Administrație. Eu am fost invitat la Comisia de Administrație să le explic oamenilor despre ce e vorba. Dar între timp am discutat și cu cei de la Guvern și am întrebat totuși de ce dau aviz negativ pe un proiect. Ăsta e un proiect, dacă vreți, eu văd proiectul ăsta, un proiect similar cu Comana. Comana, dacă să știți că a fost în aceeași situație. Consiliul Județean, parteneriat public cu restul și a ajuns Comana, ceea ce știți și dumneavoastră și cu oricine discuți din București. Spun, domnule, la Comana acolo e foarte frumos și e foarte bine. Același lucru am dorit și în zona asta și în alte zone aș dori, fiind în jurul Bucureștiului, cred că putem crea un hub de turism sau un hub de care oamenii chiar să trăiască mai bine și să avem și noi ceva. Ținând cont că suntem un județ totuși de câmpie, în sud, un județ cu posibilități limitate pe turism și pe alte activități în care putem realiza venituri. Deși mi-au spus un lucru, că ei prin lege ar trebui schimbată o lege a apelor române și că acea acumulare este de gradul B, ceea ce înseamnă că e de importanță deosebită în cazul unor inundații. Bine, ca o paranteză, acum statul ăsta sau guvernele astea nu și-au dat seama cât de important e când îl țineau la maxim și veneau inundațiile și nu contă. Dar acum își dau seama, sau cel puțin așa figurează în hârtie. Și că ar trebui schimbată legea. Și atunci am fost la Comisia de Administrație a Camerei Deputaților. L-am invitat și pe domnul primar, că până la urmă 90% din acea acumulare este teritorial pe ogrezeni și datoria dânsului să susțină punctul de vedere. Am mers și a susținut punctul de vedere în fața parlamentarilor. Au înțeles oamenii. Rămâne un singur aspect aici. Avizul luam pozitiv. Dar nimeni nu-și asumă răspunderea ca în cazul unor inundații și a unor dezastre să spună că printr-o lege noi de fapt am produs lucrul ăsta, că apele române nu mai pot interveni. Și atunci am hotărât, am discutat și cu cei de la Guvern, cu secretarii de stat și cu ministrul care mi-e și coleg, ca să dăm proprietatea, să rămână proprietatea statului, administrarea Consiliului Județean, dar să facem un amendament în care apele române pe partea hidrologică să poată să intervină. Adică ce au ei, barajul ăla, călugărul ăla și așa mai departe. Deci să introducem și apele române. Și facem amendamentul ăsta și sunt convins că în toamnă va trece și prin Camera Deputaților. Adică lucrurile trebuie să așezate un pic într-o ordine ca să mulțumesc toți factorii implicați, în același timp să ne asigurăm că nu există niciun pericol vis-a-vis de acest proiect.
Știți, foarte mulți îl interpretează cum consideră ei, că e o dușmănie a mea cu Passat, că vreau eu la cu, că vreau. Nu vreau nimic cu oameni buni, nici nu am o dușmănie cu nimeni. Contractul, dacă respectiva persoană îl are, rămâne în derulare, pentru că schimbarea administratorului nu înseamnă și trebuie să respecti contractele, ești cu bune și cu rele, deci lucrurile, dar trebuie să schimbăm un pic și să încercăm. Așa cum e acum, e clar că nu funcționează. Nerealizându-se venituri nici la nivel județean, nici la nivel local, zero lei vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo, la nivel statal, să-i spunem așa, bugetar, foarte puțin firma aia Pescaru fiind în faliment. Deci nimeni nu ia nimic. Păi iertați-mă, și atunci de ce Dumnezeu? Nu-i normal să găsim altă posibilitate? Poate va funcționa, eu nu știu, dar poate va funcționa altfel. Poate va realiza venituri pentru comunitățile noastre. Domnule senator, sunteți de acord cu modificările făcute la codul de procedură penală? În mare parte, da. În mare parte, da. Ar mai putea fi... Cred că înainte ajustat. De... Cred că înainte de absolut tot trebuie să avem grijă de cetățeni. Și cred că drepturile și libertățile noastre, chiar și dreptul de a vorbi și dreptul de a demonstra, astea trebuie respectate cu sfințenie. Altfel intrăm într-o spirală sau într-un stat cu o dictatură. Cu o dictatură, chiar și o dictatură a legii, să știți că e periculoasă. Eu cred într-o domnie a legii, nu o dictatură a legii. Și lucrul ăsta trebuie respectat. Pentru că așa cum știți dumneavoastră, codul penal, inclusiv dumneavoastră, vă îngrădea foarte multe lucruri. Amintiți-vă și eu am votat atunci ca partea asta vis-a-vis când ai judecată un ziarist să devină numai civilă, nu și penal. Adică trebuie lăsate locurile astea un pic mai libere. Și aici trebuie un echilibru foarte clar făcut. Foarte mulți ne acuză, uitați-vă câte protocoale au fost, total ilegal. Nu are ce căuta serviciile de informații și au depășit atribuțiile și amintiți-vă că eu am spus-o de acum un an și ceva că au depășit atribuțiile și un protocol nu poate ține loc unei legi. Și au încălcat legea, e foarte clar. Ce se va întâmpla mai departe e greu de spus și ne trebuie să analizeze CSM-ul, etc. Dar nu poți pe suspiciuni, nu poți pe declarația unuia, nu poate unul să-și trezească spiritul civic după 10 ani, după 15 ani. Chiar dacă fapta e prescrisă, să spună, da, domnule, eu am dat mită acum 15 ani. Nu-i normal, nu-i logic. Și atunci, pe lege, am spus, dacă în 6 luni nu se deșteaptă spiritul ăla civic al tău să spui că s-a întâmplat o ilegalitate, du-te Dumnezeului cu ea, că înseamnă că și tu ar trebui să fii condamnat pentru tăinuire. Nu-i normal. Deci sunt foarte multe lucruri care s-au reglat și care încercăm. Pe altă parte, pe o suspiciune, un om nu poate fi reținut. Suspiciune avem mulți în viață, să știți. Dar lucruri concrete. E foarte clar că acum trebuie o muncă mai mare a poliției judiciare și a procurorilor pentru a demonstra totuși, a aduce probe. Dar nu poți să stai pe 3 ascultări și pe 2 declarații și să condamni un om. Nu-i normal. S-au distrus cariere și ați văzut-o pe medie. Foarte mulți oameni și-au distrus cariera și au fost achitați. Credeți că e normal? Toni Greblă, etc., etc. Foarte multe cazuri. Nu poți să distrugi viața unui om, familia unui om, ca după aia să spui, știți, ne cerem scuze. Sau nici măcar atât. Nu poți să folosești într-un proces martor acoperit. O aberație inventată de Monica Macovei. Și ați văzut că timpul a dovedit că acei martori acoperiți erau și martori pe față, dar era și acoperit. Martor acoperit însemnând că e o declarație a unui om care tu nu-i știi numele, nu-i știi datele, nu-i știi nimic. De fapt, aia putea să fie o... Anonimă. Așa cum s-a dovedit că totuși procurorii, respectivul Portocală, fabricau dosar. Păi de ce nu... Atunci, cum eu, ca și învinuit, cum pot să-mi demonstrez nevinovăția? Dacă spune, domnule, uite, scrie unul asta, dar cine e ăla? În ce context mi-a dat sau am luat de la el? Sau... Nu știe nimeni. Pentru că nu poți spune, domnule, martor acoperit. Adică mi se pare o ciudățenie, totuși, e, care ce, nu mai putea fi ce folosită în sistem. Ce mi s-a de anumite aspecte. În primul rând, faptul că prin această modificare, făptuitorul a stat față în față cu victima. Știți,
mie greu, așa cum vă spuneam, nu sunt jurist, dacă vă referiți la actele astea cu violență, la viol sau la nu știu ce, eu nu cred că se întâmplă așa. Eu cred că există geamul ăla pe care nu vede pe celălalt, dar în schimb mai multe persoane știu ăla, numai procuror. În momentul ăsta, martorul acoperit îl știa numai procurorul și eu nu pot să am încredere, chiar dacă este procuror, într-o singură persoană, că el pune probe și pro și contra într-un dosar. Vis-a-vis de ce spuneați voastră demonstrații, două comentarii. Consider că în statul ăsta nimeni nu e mai presus de lege și toți trebuie să respectăm legea și trebuie să demonstrăm limitele care ni le percepe legea fără a deranja pe ceilalți cetățeni, care cred în altceva. Cred în libera exprimare, cred în dreptul de opinie și cred că fiecare poate să spună că e o lege bună sau rea să demonstreze. E normal, e libertatea fiecărui individ și respect opinia fiecărui. Dar fără a deranja, nu poți cu 3.000 de oameni, 5.000 câți Dumnezeu au fost, să blochezi București. București are aproape 3 milioane de locuitori, oameni buni. Pentru ce să-i deranjezi pe ceilalți? Că tu în problema asta ai o lucru. Nu cred că ceea ce s-a întâmplat la Parlament e corect. Nu poate să intre 9 inși, au fost de față, credeți-mă, am crezut că e isterie. Aia, lăcrămioara, trandafira, cum o chemau pe doamna aia de țipa? Nu. Aveam noi, se ducea la Cotroceni. Da, Floricica. Floricica era copil. Adică vreau să vă spun că erau 9 floricele la pătrat acolo, care țipau și urlau fără ca nimeni. Nu poți să te duci și să spui, știi, și să nu te aștepți și la reacții verbale, cu toate că eu vreau să vă spun că parlamentarii, ambele tabere au fost extrem de civilizați. Să scrii, toți sunteți cuib de hoți, bandiți, etc. Într-o instituție a statului care totuși are anumite rigori. Parlamentul e creat pentru dezbatere și e creat tocmai pentru a detensiona, în afara faptului că face legi și ceea ce trebuie să facă, de a detensiona populația. Pentru că e foarte clar că fiecare din Parlament are, cum să vă spun eu, simpatizanții și zona lor. E normal. PNL-ul, PSD-ul, cu cât acolo nu ai dialog și cu cât nu detensionezi lucrurile, cu atât ele se văd mai mult în stradă. Și se întâmplă în stradă și să avem ciocniri în stradă sau altceva, mi se pare total ilogic și total incorrect. Am văzut că acum, ca o paranteză, un domn deputat, cred că era Eschi, cere audierea doamnei ministru Carmen Dan vis-a-vis de comportamentul oamenilor din piață. Oameni buni, dacă n-ai autorizație la ceva dumneavoastră, dacă opriți într-un loc interzis, nu primiți o contravenție sau vi se ridică mașina. Jandarmii n-au făcut decât să respecte legea și iertați-mă dacă ăla se culcă jandarmul. Noi am avut discuția asta, eu fac parte și din Comisia de Apărare și am discutat cu ei vis-a-vis de modul de acțiune. Și ne spun, dom'le, că ne scuipă, că ne înjură. O înțelege, cu toate că nici asta nu e normal. În niciun stat european civilizat nu e acceptat așa ceva. Dar în momentul când el se pune pe burtă, pe niște scări, pe o stradă, cum să acționăm? Cum să acționăm? Nu trebuie să-l iei, să-l ridici, să-l bagi în dubă și să... Bine, lucrurile astea se întâmplă peste tot în lume. Da, știți? Nu e adevărat. Ascultați-mă, nu-ți reacții. Eu vă spun un lucru. Noi dacă o să tot promovăm slăbirea instituțiilor acestea, nu sunt pentru instituții de forță. Sunt pentru oameni care să respecte legea și instituțiile să vegheze la respectarea legii. Și dacă în lege spune că dumneavoastră și cu mine nu avem voie să blocăm o stradă sau să blocăm o intrare, așa trebuie să facem. În cazul în care noi nu avem minte sau nu știu care sunt condițiile în care facem lucrurile astea, instituțiile trebuie să intervină și să aducă lucrurile pe făgașul normal. Să promovez că jandarmii, știți, m-am uitat aseară, jandarmii erau cei răi sau cei din Parlament, așa cum vă spuneam, cele 9 floricele, s-au pus pe burtă acolo după ce au făcut ei tot circul. Și nici eu nu mi-am dat seama, frate, nici n-am încercat să iei un om care pur și simplu sta, patru oameni nu putea să ridice unul. Știți că dacă ridicam mai făcea și flacurcii. Și un întreg circ. Cred în demonstrație, cred în opinia fiecăruia, cred în dezbaterele televizate sau dezbaterele normale. Dar cred că totuși lucrurile astea trebuie făcute fără a incita la violență.
fără a bloca sau a deranja ceilalți activitățile celorlalți cetățeni. Vreau să vă spun că sunt cetățeni care nu au preocuparea asta. Pentru ce să-l deranjez eu care poftim? Dar nu știu. E mai complicat un lucru. Și a ajuns, numai un secund, atât mai și închei pe subiectul ăsta, și a ajuns România să fie influențată depinde pe ce post. Adică la un click de telecomandă auzi cu totul altceva. Nu știu dacă ați observat. Nu cu totul altceva, cu totul. Altfel pusă problema și altfel pusă condiții. De politica editorială, de politica contractelor. Nu cred. Cred că... Nu. Eu cred că ca și... era să spun manipulator de opinie. Acum așa. Ca și formator de opinie, eu cred că lucrurile ar trebui să fie liniare, sancționând acolo unde unii sau alții au fac exces. Dați-mi voie să facem totuși și cu deputatul Bacalbaș. Ok, nu știu care a fost schimbul, că n-am văzut atât, care a fost schimbul, dar să-l împingi, mi se pare urât. Ați văzut fazele la imagine. Mi se pare urât. Un om în vârstă care totuși ai altă opinie vis-a-vis de el. Ajungem la nazismul ăsta sau fascism, cum îl numesc unii, de a ne da în cap unii altora. Ceea ce într-o țară democratică și în politică nu trebuie făcut, asta trebuie ținut. Nu trebuie incitat la lucrurile astea. Eu cred că e vorba mai mult despre o adversitate a cetățeanului față de A unor cetățeni. Evident. Vorbesc de cei din stradă. Este evident că politicul nu tot timpul este plăcut, simpatizat de anumite părți. Și nici nu avem pretenția asta. Pentru că pe unii deranjăm până anumite legi, pe unii probabil îi avantajăm. Nu-mi dau seama sau încercăm să facem o normalitate. Dar asta nu înseamnă să ajungi la violențe fizice. Poate chiar și nici cele verbale, să știți. Adică dezbaterea, democrația înseamnă cu totul altceva. Înseamnă, în primul rând, dialog și civilizație. Știți? Vedeți, m-a făcut Mihaiță curios. Zice, care o întrebare pe tine? Ia-ți, Mihaiță, vreau să-mi spune. Scuze, zi, domnul. Imediat după meeting-ul de la București, în presa în care au apărut două declarații cumva așa divergente. Una relativ la faptul că domnul deputat Andrei Alexandru și Răzvan Cuc au mulțumit primarilor pentru mobilizare, o a doua declarație a domnului președinte Maria Mina, în care spunea că nu știe dacă în acest moment domnii deputați Răzvan Cuc și Andrei Alexandru mai sunt colegii domniei sale pentru că n-au mai venit la partid de vreun an. Avem și noi să formăm o opinie, că toți suntem formatori ăștia de opinie, că cititorii noștri. Ce se întâmplă în momentul actual în PSD? Există un scandal? Cei doriți domnul mai vrea ei? Sunteți răutăcioși. Fiecare câți avem frăgări? Unul, doi, apă, dar că ești președinte de partid, nu ești jurnalist. Am pus și eu nu ți-ai definit că până la urmă ți-am respectat întrebarea. E o dezbatere. Știți ce se întâmplă? Eu am încercat și cred că am reușit în mare parte și vreau să cred lucrul ăsta, să formez o echipă solidă, o echipă coerentă în idei, în acțiuni și lucrul ăsta s-a văzut în campanie electorală că totuși au funcționat bine atâta timp cât au reușit să stea pe același drum, Giurgiu fiind pe primul loc în țară ca și scor electoral. Partidul Social-Democrat. Vis-a-vis de lucrurile astea, eu am avut pe ei discuții, fiecare s-a dus pe drumul lui. Domnul președinte Mina fiind, a intrat în executiv președintele Consiliului Județean, ceilalți doi, Alexandru și Cuc, parlamentar, Marciu cu mine, cu doamna doctor Elena. Acum, știți, eu mai discut cu ei. Partea asta parlamentară e o parte totuși, o zonă în care nu ai așa de mult executiv, în care citești foarte mult, în care faci proiecte legislative și în care atributul tău pur administrativ, poate și un pic politic, pentru că faci parte dintr-un grup parlamentar al unui partid, e un pic mai anost, nu e așa de activ ca cum ar fi Consiliul Județean, adică nu te ocupi efectiv de proiecte. Cred că fiecare trebuie să-și întrebe făgașul lui, ei să fie parlamentari și să
să citească foarte bine și să facă ceea ce spune activitatea de Parlament, inițiative, etc., declarații politice, etc., etc. Celălalt, domnul președinte Mina, trebuie să facă partea administrativă. Respectiv de partea politică, eu cred că președintele Mina, până acum, cu toate că știți foarte bine că e propunerea mea și poate am un pic de subiectivism, s-a descurcat foarte bine. La, ca să revenim, pentru că înțeleg că meeting-ul ăsta a creat o mică dispută între ei, de meeting-ul ăsta, eu vă spun că, în principal, vis-a-vis de organizare, s-a ocupat președintele Mina. El s-a ocupat 90%, pot să spun, de organizarea meeting-ului. Discuții cu primarii, am fost și eu și am participat, știți că am avut o discuție administrativă la Consiliul Județean și le-am reamintit și eu de meeting și i-am rugat să fie serioși, pentru că e o acțiune care chiar trebuie să o tratăm cu maximă seriozitate. Acum, chiar pot să vă spun că nu cred că deranjează prea mult asta nici pe domnul președinte, nici pe altcineva că o spun. S-a discutat la nivel de buget, pentru că o acțiune totuși cu 12.000 de oameni nu e o acțiune ușoară care să nu aibă și implicări bugetare. Implicări bugetare la modul de materiale promoționale, stegulețe, bannere, apă pentru oameni, plătit, ce s-a mai plătit, transportul. Domnul Mina a sunat inclusiv pe mine și a spus fiecare parlamentar, considerați că puteți să alocați o sumă pentru acțiunea asta, sumă care, așa cum vă spuneam, ca și cotizație de partid. Ea a intrat în bancă, adică totul absolut legal, pentru că aici nu există discuție, nu se poate face. Și nu au fost de acord, domnul Marciu a fost de acord, doamna Dinu, domnul Barbu, înțeleg că i-a sunat și pe cei doi parlamentari și probabil aici e supărarea, și cei doi parlamentari n-au contribuit. Mă, nu era o sumă așa de mare vis-a-vis de ce indemnizație are un parlamentar și ce cotizație are. Era un efort financiar, dar nu era o sumă mare. Nu era o sumă mare pentru că, așa cum vă spuneam, atât eu, doamna Dinu, domnul Marciu, domnul primar Barbu, domnul președinte Mina, au contribuit toți. Am depus banii la bancă, de noi pe facturi s-au plătit transportul și ca totul să fie legal și transparent. Înțeleg că cei doi n-au contribuit, dar în schimb băgau bățul pe gard. Cred că probabil ai ce supără. Nu ar fi avut posibilitatea săraci sau au familie. Totul pleacă de la bani. Nu totul pleacă de la bani. Totul pleacă dacă vrei să faci parte dintr-o echipă sau să faci separație de ea. Amintiți-vă că la o conferință de presă eu am făcut o afirmație care a deranjat părintele dumneavoastră că niciodată nu voi accepta să rup partidul în falanga liberală, PPD-istă, PSD-istă sau altceva. Eu cred în echipă și cred că fiecare trebuie să știe locul și să o ia ușor. Unii se grăbesc, sunt tineri, se grăbesc. Politica asta social-democrată e o politică cu cetățeanul, nu e o politică de a crea fiecăruia carieră. Ei văd cariera lor, știți, luptă pentru cariera lor, nu? În politică, lux pentru asta și bineînțeles că și tu indirect beneficiezi și dacă ai seriozitate și ai loialitate față de principiile care te-au adus în partid, atunci crești și îți crești o carieră politică, indirect, indiscutabil. Dar pentru cetățean, dar nu poți să vii numai pentru carieră. E numai pentru cetățean, nu? Păi, eu vorbeam de politica social-democrată care are cetățeanul în centru. De la asta se pleacă principiile noastre. Da. Și atunci cariera fiecăruia, știți, gândindu-se, dacă mai au un mandat, cu toate că l-au început bine pe ăsta, sau eu știu ce gânduri au, mi se pare ciudat. Bătăliile, în general, și frământările astea în interioarele partidului nu au făcut decât să macine partidul și să le dărâme. Și atunci, să concluzionăm, există un scandal, cei doi vor fi dați afară din PSD, există, rămâne motivare colegii dumneavoastră. Există, eu am spus-o, acum nu știu câtă înțelepciune am eu, dar el a spus-o că cea mai mare problemă într-un partid e izolarea. În momentul când nu faci parte din echipă și începi să te autoizolezi, începi să ai o problemă. În momentul ăsta președintele Mina este președintele organizației județene, este sprijinit de absolut toți președinții de organizație. Azi am avut și o discuție cu ei pe partea legislativă, pe codul administrativ. Și îmi cer scuze că asta a fost cauza pe care am întârziat un pic. Mai departe că unul sau doi sunt nemulțumiți, viața merge înainte și partidul poate mai mult merge înainte. Puteți să comentați puțin rezultatele de la evaluarea națională? Nu. Am înțeles că am ocupat tot ultimul loc, nu? Da, procentul a fost mai mare decât anul trecut, dar nu avem locul
Eu v-am spus un lucru, am creat supărări. Și așa, prin codul administrativ, șefii de deconcentrate vor deveni subsecretari de stat. Deci partidul și i-a asumat direct. Terminăm cu ipocrizia aia în care, domne, știi care e problema? Prefectul ia politic de-ai pus de mine. Nu spune că-i pus de mine, dar dumneavoastră nu știați de cine e pus. Uite, au găsit ăștia una politic pe stradă și l-au pus. Era foarte clar că toți sunt puși pe ăștia. Și atunci se asumă. Și atunci când ai un șef de deconcentrate care e prăpăt și care face rău, e clar că veniți și spuneți, bă, tu l-ai pus, e politic, răspundeți pentru ceea ce face omul ăla. Și așa e normal. Și e cinstit. Eu am spus-o cu supărarea lui Jim, a lui Cristoiu de Giurgiu, cum îl cheamă pe de asta, unchi tu, mă. Îmi cer scuze dacă... eu am spus că avem o problemă la învățământ. Și amintiți-vă că v-am spus lucrul ăsta în momentul când noi am mărit salariile la profesori. Și am spus, bă, oameni buni, noi am venit și am făcut un efort bugetar, ceea ce n-a fost simplu, să știți, și am mărit și am făcut salarii decente, cel puțin pentru perioada asta la profesori. Fără a le cere nimic. Noi nu le cerem decât eficiență. Să le cerem eficiență să schimbăm. Eu am avut o supărare. Vreau să vă spun că există o statistică și se discută ceea ce spunea doamna și în partid și în parlament. Și când eu vin și spun, bă, una peste alta, ca alocări bugetare, PNDL 1, PNDL 2, CNI și restul, suntem pe primul loc în țară. Și ăsta a fost principalul meu obiectiv. Să aduc banii în județ, să reușim Dumnezeului să ne ridicăm un pic. Și o să vede și municipiul cum se ridică și celelalte localități, indiferent cât spun unii că e bine sau rău, l-ați auzit pe Petrache într-o emisiune cu mine că nu e bine. Băi, bă, ție-ți convine la bugetul de la Ilfov să vorbești cu mine, care am un județ în care o baltă nu pot să o trecă, deja a explodat România că, uite, o băltoacă o ia nu știu cine. Dar voi, e clar că există diferențe. Să revin pe lucrul ăsta l-am spus că eu nu le cer decât eficiență. E clar că am avut, până la urmă, în momentul când cineva greșește, managerul răspunde. Și a spus că Oprișan trebuia să răspundă pentru lucrurile. Unii s-au supărat. Nicu a mai discutat cu el și a spus, mă, Nicu, nu problema e. Problema e că nu merg lucrurile. E ceva defect la noi dacă de 4 ani sau de 5 ani nu reușim să gândim altfel. Nu știu, că nu mă pricep. Eu vreau să vă spun un lucru. Eu cu Oprișan sunt prieten și chiar țin la el și cred că e un om deosebit. Cred că n-a avut timpul necesar și n-a avut sau l-au dominat ceilalți de acolo totuși, dacă lucrul ăsta se întâmplă. Da, și credeți că un manager nou ar schimba lucrurile de aia? Deci vom avea un manager nou de luni. Da, majorările salariale... Habar n-am, nu mă interesează. Pe mine mă interesează... Nu, înțeleg că pe un control al Ministerului a fost un raport și ieri înțeleg că au venit documentele de destituire. Majorările salariale nu trebuie făcute în funcție de competență. Mă refer în sistemul de învățământ. Cine poate să stabilească asta? La nivelul fiecărui inspector. Hai de capă, mă. Dumneavoastră nu vă dați seama ce e acolo și ce înseamnă să... A inventat cineva și nu știu eu pâinea de băgat învățătura pe cât la copii? Nu, dar a inventat ceva, domnul Diaconescu, ce am făcut și noi. A inventat totuși profesorul care să se ducă la ore, să nu aibă trei norme. Avem în județ profesori cu trei norme, bă, oameni buni, sunt oameni care efectiv n-au cum să țină, a inventat să fie un pic de disciplină și atunci, dacă e disciplină și oamenii aia își fac orele, eu nu spun că scoatem doctor docenți, dar măcar să scoatem copii care să aibă un minim de cultură. Știți ce se întâmplă aici? E și eu, noi totuși, indiferent cât vorbim, avem o populație, mai ales în zona rurală, destul de sărăcită, cu destule probleme. Mă, să chine oamenii aia să-i trimită la școală. E normal copilul ăla că vrea să stea să bată mingea și să facă 4 ore de sport și 10 minute de carte. Nu cumva ar trebui inversate lucrurile astea și cred că inspectoratul trebuie să se implice aici. Eu am discutat și cu domnii primari și le-am spus că indiferent ce vor spune ei, dacă n-au manageri buni de școli, nu discutăm subiectul ăsta. Uitați-vă că în PNDL 2, vreau să vă spun că 40% din PNDL 2 e pe modernizarea de școli, adică începem să acordăm o mai mare atenție și învățământului părții ăștia de infrastructură și cred că totuși și profesorii trebuie schimbată mentalitatea și asta nu poate să o schimbe decât
cu un manager bun de aici, cu inspector care să-i readucă pe calea cea mai... Le-am dat deja salarii mari, credeți că se mai... Păi și ce era să facem? Să spunem, bă, dacă o să faceți aia, o să vă dau... Noi ne-am făcut datoria. În mai departe trebuie să-și facă și dânsii datoria. Cred că trebuie să schimba ceva la sistem. Vreau să pun și eu tu. Da, rog. Să spus la Comisia de Administrație la Camera de Educație pentru... Unde președinte e domnul Roman, de la Liberal, vreau să spun. Vreau să vă întreb dacă ați sesizat o schimbare de atitudine din partea ALDE față de ce s-a întâmplat în Senat. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, nu știu care erau. Eu cunosc foarte puțin deputații. Adică îi știu, dar nu grupul ALDE și PSD și stau împreună. Și nu mai la comisie, în general. E foarte greu. La Camera Deputaților e... Nu, excelență. Ce se întâmplă? Eu am vorbit și cu domnul președinte Toma și cu toată lumea. Nu e o bătălie între mine și ALDE, că n-am bătălii. Sunt... Eu cu Călin Popescu Tăricianu am o relație foarte bună, pot să spun chiar de prietenie și îl apreciez. Un om de un om elegant, un om cu înțelepciune care are foarte mulți ani în politic. Nu e o bătălie. Eu i-am explicat un lucru, că în general și membrii noștri nu pot să facă avantaj unui membru, dacă ar fi membru lor, că nu știu lucrul ăsta, dar în schimb să pun pe 4.000-5.000 de oameni o presiune și o, să nu beneficieze de ceva. Știți? Adică cred că aici ar trebui să primeze gândirea asta. Nu cred. Eu cred că și în Camera Deputaților și o să cer listă de vot, vor vota dacă consideră că e un proiect bun. Și cred că e un proiect bun. Nu există o dispută. Pe de altă parte, să lăsăm mai devreme că... Adică obiectivele noastre sunt comune. Și nu cred eu că Toma pe județ vrea să blocheze obiectivele de dezvoltare. Nu discuta bine. Ce privește contractul pasat, el va continua fiindcă... Așa spune legea, schimbarea administratului nu blochează. Va continua să funcționeze contractul pasat. Probabil unii vor trebui să mai plătească și la stat. Și probabil unii nu vor să dezvolte zona aia, eu așa înțeleg. Eu asta înțeleg. Pescuitul ăsta comercial pe care practic el nu vrea să bate cap în cap. Încă o dată, ca să fim exacti totuși cu datele. Balta aia nu e la pescuit comercial. Practic, este o acumulare, așa cum spuneam, asta e și cauza pentru care eu încerc să introduc și Apele Române în procesul legislativ. Ea, în primul rând, are preluarea de vituri, de asta vă vorbeam de dezastre, locul 2 sunt irigațiile și nu știu ce, locul 3 turismul, locul 4 piscicultura. Apele Române, total greșit, încă o dată vă repet, total greșit, proprietar e statul român. Apele Române nu reprezintă statul român, e companie națională, dar nu reprezintă statul. Ei n-au făcut contracte de concesiune sau contracte de închiriere. Ei au făcut contracte de prestări servicii, ca să nu plătească nimic proprietarului, statului. Statul în momentul ăsta e prejudiciat de banii de acolo. Nu mai vă spun că contractul ăla fiind de prestări servicii, în prestare de servicii înțelegi că și beneficiarul contractului prestează un serviciu în favoarea proprietarului sau administratorului. Undeva la 5.000 de euro, 5 ori ce înseamnă? 300 de milioane, 300 de hectare pe an, se pare penibil, ridicol. Asta vă spuneam că nimeni n-a beneficiat de aici. Și că ea trebuie găsită formula, deci lucrurile stau un pic. Nu mai vă spun, din punct de vedere al legalității, contractul a expirat undeva în 2005. El, până la data asta, contractul de prestări servicii, fiind actualizat cu 6 acte adiționale. În ce țară trăi Dumnezeului? Unde e partea juridică? Adică făcute total cu picioarele. Orice plângere penală îi duce pe la Bahau Pomos, vis-a-vis de cum și-au bătut joc de banii statului. Dar nu asta mă interesează pe mine, că așa cum vă spuneam, eu am avut acces la documentele astea, în principiu luând documentele de proprietate și absolut tot istoricul. Că altfel, puțin m-a interesat pe mine, că nu sunt nici polițist, nici procuror, vis-a-vis de partea cum ei au făcut. De asta vă spun că balta asta nu e un pic. Eu le-am spus-o și la, amintiți-vă, și domnul Irareș Bogdan, și la Senat. Bă, oameni, nu vreți, renunț la proiect. Acum semnez că retrag proiectul și faceți ce vreți, dacă considerați că e bine. Creează atâtea tensiuni. Adică dacă domnul președinte Petcu sau altcineva consideră că ăsta e un impediment între relația noastră, cu mare plăcere retrag proiectul ăsta, dar să meargă să le explice oamenilor de acolo de ce le blocăm dezvoltarea.
că nu e capăt de drum și, așa cum vă spuneam, mie îmi place peștele, dar mănânc la grepă, știi mai bine, sau la... Ce finalitate ai? Altă întrebare și gata. Vă rog. Da, da, sunt. Domnul primar, Bacu a anunțat că nu va merge la 2020. Nu, ascultați-mă un lucru. Nicu, cred că un primar bun care are proiecte acum și eu discut tot timpul cu el, el are supărările lui, are și e normal, supărări pe parte privată, să știți, nu... Și îl cred. Eu aș vrea să mergem în continuare, mai ales că avem un proiect foarte mare acum pe care cred că am putea să-l punem pe municipiul de dezvoltare. Ați văzut că eu tot timpul am avut diferente. El spune că vama trebuie să vină la el, eu spun că trebuie să ducă la finanță. Că n-am de ce să bag din banii locuitorilor municipiului în vama Giurgiu bani. Pentru că aia e o vamă națională, trec oamenii de acolo și dacă mă întrebați pe mine, municipiul Giurgiu nu ia un leu de acolo. Adică vama aia nu contribuie. Tot am încercat și am spus, bă, dacă se vamează aici, vine ceva și la buget? Nu. Mă, barieră de aia nu mai putem să punem ca să luăm și noi giugiuvenii ceva bani. Cu ce ajută la dezvoltare? Și am mai avut diferent în partea asta administrativă, civilizată. Recunosc și un om extrem de civilizat în dialog și în disputele astea politice. Eu cred că el ar trebui să mai ia un mandat. Dacă Nicu nu va reuși, atunci avem soluții. Așa cum spunea și el, poate domnul ăsta, Gigi Oprișan, avem pe domnul Cuc, care este tineri, e domnul Marciu, să știți, care mie mi-a plăcut și e un tip extrem de echilibrat, are o vârstă și poate ar reuși să facă multe lucruri bune. E doamna doctor Elena, care iar e bună. Poate și domnul Mina, dacă nu mai vrea președinția Consiliului și e primar și demonstrează că e un bun administrator aici, adică partidul are resurse. Cătălin Corbea, că înțeleg că a fost o discuție, dar am înțeles că nu vrea Cătălin. Deci partidul are resurse în a oferi oameni valoroși și oameni care chiar se cunoască administrația să poată să ducă mai departe. Acum lucrurile astea, știți cum e, dacă ar trebui să punem noi primarul, poate ar fi un caz fericit, că am analizat noi și l-am pune. Din păcate, între ghilimele trebuie să-l voteze oamenii. Și atunci cred că normal e să facem un sondaj undeva în toamnă, vom mai face și unul undeva în primăvară, pentru că mai avem până la locale, următoarele alegeri fiind cele europarlamentare, și vedem cum se situează oamenii în funcție de cum se mișcă, de preocupările lor, de proiectele lor. Poate și Alexandru Andrei, că am văzut că e activ politic și spunea cineva. Deci resurse... Nu-mi permit colegilor mei să-i persimte. Deci resurse avem. Acum, eu știu că Maria Măroiu e de meserie candidat, știți? Nu... E o vorbă, n-ai reușit o dată. Asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Înseamnă că Nicu are atâta diplomație încât să conlucreze cu toți consilierii municipali. Știți ce să întâmplă? Că ne sprijiniți cu ridicarea taxei. Nu vor transporte. Ce să face primarie? Nu. Eu o să fac și o declarație politică. O să fac și o declarație politică care e pământ de flori. Dar pentru noi însemnând, de fapt, tot județul. Pentru că toți avem numere de Giurgiu. Cu toate că, vă spun eu, nu vine nimeni de la Bolintin să ducă în Bulgaria, să o faci odată pe an, dacă o faci. Nu vor transporturile, spunând că, de fapt, asta e o taxă de traversare pod. Nu e o taxă financiară, e o taxă de traversare, deci pentru un serviciu, că te lasă să treci pe pod și el nu poate să... că nu-i permite legea, nu că nu vor. Că nu-i permite legea să facă o selecție. Și chiar la delegațiile oficiale... Legile le faceți dumneavoastră, așa că se puteau mare lucru pentru... Vă dați seama că am accesat la ea, dar ei spun că ne fiind o taxă financiară, fiind o taxă de... ca și o prestare de servici, e... Era pentru transportatori. Era numai pentru... Știu, pentru turiști. Dar v-ați simte că exista un mandat, un fel de protocol avizat sau aprobat și de Ministerul Transportului la nivel instituțional, adică între Primăria Rusă și Primăria Giurgiu, anumite autovehicule erau depute pe o listă acolo, de la Consiliul de Sanitate. Când luam noi taxele la local. Acum, singura taxă care e a Ministerului Transportului. Și parcă aprobați Ministerul Transportului o listă pentru instituțiile din Giurgiu care făceau frecvent. Împiedică multe proiecte
încăpățânarea asta. Uite, o mai încerc o dată, o să încerc să facă doamna prefectă să facă inițiativa la ministru și să o susțin acolo. Era teatrul la să încerc să mai fac. Da, ținem cu la modul ăsta. Da. Știți ce se întâmplă? Mi-e teamă că m-a acceptat decât instituțiile care spuneați dumneavoastră și... Păi nu, dânsul spune de partea privată, de noi. Care normal că e bine, da. Dacă mai aveți...